Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost văzut duminică după amiaza plimbându-se prin fața porților parcului Crâng. La un moment dat a ieșit în flăcări din zona toaletelor și striga după ajutor. Martorii spun că și-ar fi turnat o sticlă de spirit pe haine. Tânărul în vârstă de 21 de ani a venit de undeva din zona toaletelor din parcul Crâng și cu hainele în flăcări a început să strige după ajutor. Abia în momentul în care a ajuns în fața porții parcului, oamenii au încercat să-i ofere primul ajutor. Din păcate, însă, nimeni nu a putut face foarte mult pentru el. Tânărul este de fel din Pogoanele și lucra la Buzău la o firmă de distribuție a ambalajelor. Nu se știe ce l-a determinat să recurgă la gestul extrem, însă medicii nu îi dau mari șanse de supraviețuire, având în vedere faptul că are arsuri pe 70% din suprafața corpului. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean a fost transportat un bărbat în vârstă de 21 de ani, în stare foarte gravă, după ce s-a auto-incendiat în zona parcului Crâng. Bărbatul a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. După ce a primit îngrijiri medicale de specialitate, medicii au hotărât ca acesta să fie transferat la Spitalul de Arș din capitală și la acest moment starea de sănătate a bărbatului este critică. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili ce l-a determinat pe tânărul de 21 de ani să recurgă la un asemenea gest. S-a descoperit însă că nu este prima tentativă de suicid a bărbatului.